în războiul magic, când lasă lătura cuantică și nimerește în războiul magic de țar capacele, observă în familie dacă mai ai încă 2 sau 4 sau, da? Observă în familie cine se joacă cu tine de a... O pereche trebuie să fie în familie, trebuie așa, prin ce ai trecut tu, povestești, da. În polițistul bun și polițistul rău. Deci acolo e ceva mai curat la mijloc și trebuie să te lămurești. Dar cum te lămurești? Tu dinăuntru tău n-ai treabă cu oamenii. Nu ai nicio treabă. Omul poate nici să nu știe ce zăbăză are în el și cum îi merge mintea și cum îl provoacă energiile să facă să dreagă. Bun. Una la mână. Acum ai să observ că da, e o tristețe și o nevoie în familie, pentru că se întâmplă niște lucruri dincolo de înțelegerea ta, culme. Tu vezi niște lucruri, le înțelegi, da? Le vezi în felul tău și în lumea ta ele apar cumva într-un fel. Tu idee nu ai și n-ai să știi niciodată prin ce trece familia ta, colegii, prietenii și așa mai departe. Am mai zis asta. Era ceva important. Așa. Vai că cineva din rude s-a legat de mine și mi-a luat bunăstare, fericire, bucurie, ani la rând, ani la rând. Vai că cineva din prietenele mele de la servici s-au legat de mine, de chakra a doua, de a patra, de mental, m-au nenorocit, m-au... Normal că de tine s-au legat, normal că de tine s-au luat 10, puțin, pentru că tu ai darul de a dezolva așa ceva. Nu faci tu să se ducă pe pustii, să se ducă înapoi la ăla, că, deși e un proces, trebuie să faci și asta, da? Să trimiți înapoi, să faci, să dreci, să vină la tine și să se lege cine, cum, ce vrea, pentru că tu ai darul divin de a dezolva așa ceva, da? De a dezolva toate legăturile, de a le dezlega, de a da de toți pereții pe cei care încearcă, știi? Energiile, nu formele. Omenești. Formele omenești nu întotdeauna știu despre ce e vorba și chiar dacă știu, cumva sunt ghidați de exorcizați. Trebuie exorcizat. Cum te-ai exorcizat și tu la rândul tău? Bine că înțelegi singură și te dai de așa să iasă din tine, să înțelegi cum merge și cum... Nu e o glumă, e în război magic, e foarte serios, dar tu ești ghidat, ghidată să înțelegi niște lucruri și să ajungi la ce trebuie să ajungi. De asta ziceam. Să vină și să facă și să dreagă. Doar tu ai darul ăsta de a dizolva și a dezlega. De aia la tine tot vin, de aia tot te cheamă, te sună, cine nu te mai sună nimeni, înseamnă că au înțeles unde sunt. No. Distrează-te și bucură-te de viață și da.